Invazia Ucrainei devine măcel. Rușii au întețit atacurile, iar numărul victimelor din rândul civililor crește de la oră la alta. Zone întregi de blocuri au fost rase de pe fața pământului, iar un spital din Kiev, unde sunt tratați copii bolnavi de cancer, a fost ținta unui atac nemilos. Nici adăpostul n-a mai fost de ajuns pentru pacienții care au fost grav răniți. Unii au murit. Între timp, în sudul țării, la Marea Neagră, armata rusă continuă să avanseze. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Acesta a fost momentul în care un spital din Kiev a fost bombardat. Aici eram internați copiii care până mai ieri se luptau cu cancerul, iar acum sunt nevoi să înfrunte și războiul. În urma atacului, mai mulți copii au fost răniți. Unul dintre ei, cel puțin, nu a mai putut fi salvat. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, insistă că nu are intenții rele în Ucraina. Nu avem intenții rele la adresa vecinilor noștri și a sfătuit și pe ei să nu escaladeze situația, să nu introducă nicio restricție. Ne îndeplinim obligațiile și vom continua să le îndeplinim, a declarat liderul de la Kremlin. Teroarea a continuat și în apropiere de Kiev. În această suburbie a capitalei au fost bombardate blocuri, mașini, străzi, locuri de joacă pentru copii, chiar în zone rezidențiale. Așa arată și orașul Hostomel după o serie de atacuri în rafală. La Jitomir cu greu se mai distinge ceva, iar în Cernihiv 47 de civili au fost uciși într-un atac aerian rusesc potrivit autorităților locale. Cu toate acestea continuă și rezistența civililor. În Melitopol, unul dintre primele orașe capturate de ruși, mii de ucraineni au ieșit în stradă. Oamenii au mărșulit pe străzi cu steagul Ucrainei în mâini. Ofensiva rusească a luat avânt, însă, mai ales în sudul Ucrainei, foarte aproape de granița cu România. Soldații ruși au reușit să intre în orașul port ucrainean Nicolaev de la Marea Neagră. Ministrul român de externe a cerut de la NATO la reuniunea de astăzi de la Bruxelles ca structura militară de pe flancul estic să reflecte realitatea din teren. As far as Romania is concerned, for us the most important topic on the agenda is the response that NATO should give to the Russian aggression in the terms of consistent consolidation of the deterrence and defense posture on the eastern flank. For us it is extremely important to accelerate as fast as possible the creation of the battle group in Romania, which will be under the lead of France as framework nation. Mi se pare că flancul estic este debalansat, e slab și mai ales este debalansat, adică în partea lui nordică, uitați-vă, în Polonia e 10.000 de americani, în România e 1.700 și acum o să mai vină 500 de francezi. Ei se duc undeva în Sibiu, în Transilvania. Nu? Problema este aici, în Dobrogea să ai oameni, în Moldova să ai oameni, pentru a fi sigur că pot interveni în cazuri de... Deci nu aș exclude deloc incidente, provocări în următoarele câteva săptămâni. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina au fost distruse complet 18 aeroporturi, aproximativ 200 de clădiri, iar 10 orașe se află în situația de a fi evacuate complet, iar exodul populației a depășit cifra de 1.200.000 de oameni. Peste 100.000 au ajuns în România.